Prieteni, bine ați revenit la un nou tutorial din seria Învață Linux. Astăzi vom vedea cum ne putem folosi de partițiile create în tutorialul anterior. Hai să începem! Bun, bine ai revenit! Hai să începem tutorialul de astăzi prin a vedea ce am făcut data trecută. Data trecută am dat comanda sfdisk-l. Practic am avut două hard discuri. Unul principal de 30 de giga, în care avem practic sistemul de operare instalat, iar al doilea hard disk secundar, pe care am creat toate aceste trei partiții minunate. Acum vrem să vedem cum ne putem folosi de aceste trei partiții, pentru că ele în momentul de față doar stau, nu sunt funcționale. Dacă nu ești familiar cu ceea ce am făcut până acum data trecută, te invit să urmărești, bineînțeles, tutorialul care va apărea chiar aici pe ecran, un link găsești mai jos în descriere. Bun, hai să revenim. Deci, aici ce voi face? Ne vom uita în primul rând la ce partiții avem acum montate. Două moduri prin care putem face asta. Cu comanda df-h ne va arăta practic în momentul de față utilizarea discului nostru și vom putea vedea doar utilizarea partițiilor montate. Avem aici devsda, care după cum poți să vezi are 5,6 giga used și available 23 de giga. Și vedem unde este montat? Este montat în slash. Slash înseamnă toată ierarhia sistemului de fișiere. Dacă dau un list pe slash, o să-mi apară toate aceste fișiere. Toate aceste fișiere. Practic începe de la slash și așa arborescent. De la slash vin alte foldere și tot așa. Mai departe în jos. De fapt, alte foldere, nu fișiere, după cum spuneam mai devreme. Dacă dăm un list pe slash home, iată, mi-apare Ramon și așa mai departe. Putem intra în mai mult mai în jos în acest arbor. Revenind, după cum spuneam, deci, pe lângă această partiție SDA, mai avem și aceste trei. Modul în care le putem vedea, lsm-l slash dev slash sd steluță și aici ne apar partițiile. Bun, SDA-ul, după cum am spus, este montat, aceasta este partiția, pentru că apare cu 1 la sfârșit sau cu 2 sau cu oricât ar fi. Dev SDA, simplu, reprezintă device-ul, reprezintă strict hard disk-ul. Primul hard disk, al doilea hard disk și partițiile de pe acest hard disk. Un alt mod în care putem vedea este mount. Mount enter, aici putem vedea ce partiții sunt montate. Putem vedea că slash dev SDA este montat pe slash și are tipul XT4. XT4 este un tip special de partiție care este folosit pe Linux. Pe Windows, un astfel de tip de partiționare, un astfel de mod de al sistemului de fișiere este NTFS. NTFS sau pe unele USB-uri poate auzi de FAT32. Voi face un tutorial în viitor în care vom discuta mai în detaliu despre aceste tipuri de sisteme de fișiere și ce diferă până la urmă. Bun, aici după cum putem vedea, dacă dau un mount cu grep, care este un tool prin care putem filtra output-ul și să vedem, căutăm ceea ce ne interesează, pe slash dev, vei putea vedea că avem una singură care începe cu slash dev sd ceva. Bineînțeles, pentru grep am creat un tutorial special pentru tine, va apărea pe ecran o imagine thumbnail-ul și vei putea, bineînțeles, să urmărești, link-ul găsești mai jos în descriere. Bun, hai să trecem la treabă. Hai să montăm de data aceasta. Există un folder special care se numește Mount, MNT. În acest folder, de obicei, vii și pui tu ca administrator, ca utilizator de Linux, vii și îți mapezi anumite harddiscuri. Dacă nu, ele nu sunt mapate, noi nu le putem accesa aceste partiții și nu putem face practic nimic în ele. Să spunem că vom face pentru partiția 1 un fișier de un folder, pentru partiția 2 un folder. Swap-ul nu îl putem folosi cu acest scop, deoarece el este, după cum spuneam, pentru memoria RAM, în cazul în care ea se umple, să pună programele pe swap, care se află pe hard disk. Bun, avem aici cele două. Acum să vedem cum le montăm. fdisk-l din nou. fdisk-l, așa. Vom la această partiție sdb2, vă dau comanda mount dev sdb2 în mnt partition 2. Enter. Se punem și un minus t, să zicem ext3.
Cel, după cum ai putut să vezi și înainte, nu funcționează, nu putem face încă montarea acestora, haideți să le formatăm într-un alt fel. Noi le-am spus că sunt Linux sau FAT32, dar trebuie să facem și sistemul de fișiere. MakeFS voi folosi și voi folosi MakeFS AXD4, să spunem, pe cea de-a doua partiție, DevSDB2. Bun, în momentul de față avem, dacă îi dau un fdisk-l, această partiție este, în cazul ăsta, AXD4, care este o partiție specială pentru sisteme de tip Linux. Pentru prima partiție vom face FAT32, nu avem comanda asta, cred că va fi FAT, da, sau makefilesystem.simplu FAT. Avem sau avem altă opțiune, VFAT. Dacă doream ca această partiție să fie destinată pentru Windows, puteam să folosim MakeFS NTFS, care este, bineînțeles, pentru Windows. Acum, haideți să montăm, după cum spuneam. Mount în /dev/sdb2, care a spus că este partiția aceea AXD4, adică Linux, special pentru Linux sau Ubuntu în cazul nostru, și vom pune în MNT partition 2. Enter. Iată, de data asta am reușit să montăm această partiție. Și aici avem Lost and Found. Practic, noi acum putem veni și scrie pe această partiție ca și cum ar fi un hard disk în plus. Gândește-te în Windows, dacă nu ești familiar cu partiție, gândește-te în Windows. Aveam o partiție principală, CU, unde aici era instalat de obicei Windows-ul. Iar noi ce făceam, mai adăugam încă o altă partiție, un D, unde puteam să venim și să facem altceva, ne instalăm programele sau puneam muzică, videouri și așa mai departe. E bine, ceva de genul am făcut și aici. Aveam inițial CU, care era fișierul nostru, sistemul nostru de fișiere, Ubuntu, tot sistemul de operare instalat acolo, iar acum am adăugat o altă partiție, am adăugat un alt hard disk pe care ne putem pune datele. Bine, dacă dau comanda mount, o să pot să vezi că aici la sfârșit îmi arată cum am montat această partiție de tipul XT4 și locul în care se află. Pe lângă cea de mai sus, df-h, din nou dacă dau comanda, îmi va arăta că această partiție mai are disponibil 3,7 giga, este montată în acest loc și putem scrie, să zicem că creăm un fișier, make dir test folder. Și aici creăm fișierul touch file.txt. Vim file.txt include hello, să zicem. Da. Iată. Bineînțeles, pentru fiecare dintre acestea, Vim, creare de fișiere, creare de directoare, am scris și articole și am creat tutoriale pe care, bineînțeles, te invit să le urmărești. Acum hai să facem același lucru și cu cealaltă partiție. Voi da din nou comanda mount devsdb1 și aceasta o vom monta în mount partition 1. Am montat-o și pe aceasta, din nou, mount comanda pentru a-mi arăta partiția și iată, a fost montată cu vfat. Change partition din nou înapoi. Ok, aici din nou dacă dau touch hello.txt am putut să scriu aici no problem. Aceasta este o partiție mai mult axată așa pe Windows, să spunem neapărat. Ok, df-h, iată, mi-arată cele două partiții, cum le-am adăugat eu mai devreme, acum le putem scrie, putem să facem orice și, de exemplu, dacă aici ar fi fie un hard disk, fie un USB și am dorit să-l scoatem, ce facem? Păi, ne uităm o dată despre ce este vorba. A, să zicem că vreți să scoatem acest SDB1, dacă ar fi un USB, am face umount devsdb1 și în momentul de față a fost scoasă această partiție, noi nu mai putem să scriem în acest loc. Df-h din nou nu îmi apare. De fapt, fix asta se întâmplă în momentul în care mi se spune, de exemplu, Windows, că safely remove your USB sau eject safely the device, astfel încât să-și poată să-și facă el în spate acest unmount. Lucruri de genul se întâmplă și pe Windows și pe Linux. Exact, ăsta este procedeul. Cam asta e treaba cu partițiile, cu sistemul de fișiere. Dacă nu ai înțeles foarte bine, urmărește din nou video ăsta și mai ales video trecut pe care l-am făcut, în care am văzut cum creăm partiții, acum am văzut cum ne schimbăm sistemul de fișiere și cum le putem monta. Abonează-te la canal și dă un share unui prieten care ar putea fi interesat. Fii la curent că vor apărea și alte tutoriale mult mai interesante. Ne vedem la video următor. Te salut!